Mă bucur că astăzi este o zi cu soare, pentru că astăzi este ziua în care ne unim pentru a ne asigura că soarele va fi cu Timișoara și în următorii 4 ani. Astăzi semnăm pactul pentru Timișoara Unită împreună cu mai mulți parteneri care s-au unit pentru a ține Timișoara pe un drum european, un drum al respectului, un drum al corectitudinii. În ultimii 4 ani am reușit să imprimăm o nouă direcție în administrația locală, aici în Timișoara. Am recuperat din terenuri, am prioritizat investiții în educație și în sănătate, am accesat peste 1 miliard de lei fonduri europene noi și am început mai multe proiecte mari de refacere a spațiului public și vom intra în curând în execuție, în Traian, în Piața Operei și așa mai departe. În acest an electoral, acest drum unde 2/3 din timișoreni spun că Timișoara merge în direcția corectă, acest drum este în pericol. Sunt 3 pericole mari pe care le confruntăm în Timișoara și în țară. Primul pericol pentru acest drum european este un proiect de restaurație al fostului primar Nicolae Robu, susținut de mai multe clanuri care au pierdut accesul la resurse și la putere. Un proiect care nu are o viziune pentru viitorul Timișoarei, ci care vrea să ne întoarcă în trecut. Un proiect care caută răzbunare și un proiect care va întoarce Timișoara în timp dacă va avea succes. Al doilea mare pericol este pericolul extremismului, pericolul celor care vor din nou să ne luptăm pentru granițele trecute, care vor din nou să devenim cu toții omogeni și care sunt susținuți de împăratul Rusiei Vladimir Putin. Acest pericol, reprezentat de Partidele AUR și SOS România, este un pericol și pentru Timișoara și mai ales pentru Timișoara multiculturală și o Timișoara care întotdeauna și-a luat energia și prosperitatea din diversitatea sa. Și al treilea pericol pentru Timișoara și pentru țara este încercarea de a pune mâna pe toată puterea în stat din partea unui nou partid unic, PSD-PNL. Poate ați văzut ieri la lansarea candidatului din primăria București, cele două sigle, PSD și PNL, unul lângă altul. Pe mine mă zgârie la ochi după cele două campanii ale domnului Iohannis în care a promis să protejeze țara împotriva PSD-ului. Acum această alianță, acest nou partid unic vrea să pună mâna și așa au declarat pe toate primăriile din țară, pe toate instituțiile din țară, pe Parlamentul României, pe președinției României. Și asta este o intenție și un pericol extraordinar, pentru că o democrație are nevoie de diversitate, o democrație are nevoie ca puterea în stat să nu fie în mâna unui singur partid. Și aici, în județul Timiș, ați urmărit cu toții în presa, se pare că Partidul Național Liberal este și va fi înghițit de PSD și profitorul al acestei înghițiri este domnul Robu, care se pare că are nevoie de susținerea PSD-ului și pentru asta îl sacrifică și pe colegul său de partid, Alinica. Știu că în aceste zile se umblă cu tricouri de Dominic n-a făcut nimic. Eu mă întreb dacă chiar n-a făcut nimic
primarul Timișoarei în ultimii 4 ani, de ce este nevoie să se unească PSD și PNL în această bătălie. Iată că se pare că au nevoie să se unească pentru că nu doar că am făcut ceva în ultimii 4 ani, ci am și în spatele meu o alianță largă a unor partide de bun simț, o alianță care este de dreaptă, o alianță care reprezintă buna credință și corectitudinea pentru Timișoara. Astăzi vă prezint Alianța Timișoara Unită, formată de 5 partide, de USR, de PMP, de Forța Dreptei, de Partidul Liberal Timiș și de UDMR. Mă bucur că această alianță are și susținerea a unor minorități din Timișoara. Este cu noi astăzi Ovidiu Ganz, deputatul minorității germane, și Gheorghe Nacov, deputatul minorității bulgare. Aș vrea acum să dau cuvântul colegei mele, Paula Romocean, care este președinta USR Timișoara și care va da citire pactului Alianței Timișoara Unită, în care noi toți am definit valorile noastre și obiectivul nostru. Și invităm toți timișoreni de bună credință să ne susțină în această alianță, nu doar cu un vot în 9 iunie, ci și semnând acest pact în calitate de susținător, și puteți pe domenicprimar.ro să semnați această declarație, acest pact al Alianței Timișoara Unită. Paula Romocean. Pactul Alianței Timișoara Unită. Noi, partidele semnatare ale acestui pact, ne angajăm să continuăm direcția de modernizare a administrației și a orașului, să apărăm democrația și multiculturalitatea Timișoarei, să respectăm patrimoniul, calitatea vieții și potențialul timișorenilor. Constituim, prin acest pact, Alianța Electorală Timișoara Unită pentru alegerile locale din 9 iunie 2024. Îl susținem pe Dominic Friț, primar al Timișoarei, pentru un nou mandat. Credem cu tărie că Dominic Friț este singurul garant pentru direcția pro-europeană de modernizare pe care s-a înscris orașul nostru. A avut un prim mandat de succes în care a făcut din Timișoara din nou un loc care să se poată ridica la aspirațiile timișorenilor. A oferit respect acolo unde a domnit jignirea, a pus corectitudinea acolo unde a condus corupția. Suntem îngrijorați de proiectul de restaurare și de răzbunare construit în jurul lui Nicolae Robu, care fructifică discursul care divizează și care ne învrăjbește al aur. Proiectul acesta este împotriva spiritului Timișoarei, multiculturale, moderne și deschise. Ne-am unit și pentru că suntem îngrijorați de formarea unui nou partid unic, care vrea să câștige toate primăriile, consiliile județene, majoritatea parlamentară și președinția României. Acapararea tuturor instituțiilor de către o singură formațiune politică este periculoasă pentru democrația românească, care a renăscut aici, în Timișoara, în 1989. Ne angajăm să... 1. Apărăm multiculturalitatea Timișoarei. Acest oraș și-a găsit rezervele de energie și inovație în comunitatea diversă, în amestecul de culturi, de etnii și de credințe și în cooperarea dintre acestea. Puterea Timișoarei de a rezista și de a prospera se trage tocmai din multiculturalitate, amenințată astăzi de discursul naționalist xenofob practicat de aur și, din păcate, chiar de fostul primar Nicolae Robu, în poziții publice ce acuză existența unei conspirații germano-română-austriace în spatele primarului Dominic Friț. Reamintim că, cot la cot cu românii, pentru Timișoara de astăzi au muncit și au luptat timișoreni de toate etniile. 2. Continuarea direcției de modernizare a administrației Timișoarei, începută în urmă cu aproape 4 ani de Dominic Friț, care își arată roadele. Dominic Friț și-a asumat transformarea primăriei dintr-un instrument al primarului și al unei crici restrânse într-o primărie deschisă către cetățeni, digitalizată, bazată pe reguli. Acest proces, care elimină corupția, eficientizează și responsabilizează funcționarii publici și implică timișorenii în decizie, trebuie să continue. De asemenea, primăria condusă de Dominic Friț a acționat, cum a promis că o va face, ca un facilitator între actorii locali, societatea civilă, mediul economic și universitățile. Acest spirit al cooperării a fost demonstrat și de Timișoara, capitală europeană a culturii,
care au fost un succes care a adus în lume renumele orașului. 3. Respect pentru timișoreni și pentru potențialul lor. Salutăm faptul că pentru prima oară după Revoluție, Timișoara marchează un nou început. Va avea un liceu construit de la zero, creșe noi, săli de sport la școli și grădinițe și un stadion nou construit 100% din fonduri locale. Aceste realizări nu sunt întâmplătoare, ci rezultatul unei viziuni clare și a dorinței de a investi în viitorul nostru comun. Credem că fiecare tânăr merită șansa de a se dezvolta într-un mediu stimulativ care încurajează abilitățile. O societate sănătoasă și educată nu doar creează prosperitate, ci este fundamentul unei comunități puternice, unite și reziliente. De aceea ne angajăm să prioritizăm investițiile în infrastructura esențială pentru educație, sănătate și sport. Viziunea noastră este ca fiecare timișorean, de la naștere la bătrânețe, să aibă acces la cele mai bune condiții pentru a-și atinge potențialul aici, acasă, în Timișoara. 4. Respect pentru patrimoniul orașului. Patrimoniul cultural și spiritual al Timișoarei, istoric și prezent, a fost actorul principal al proiectului Timișoara Capitală Europeană Culturii. Acesta a fost doar începutul unui proces care va transforma Timișoara într-un oraș al artelor și o destinație de top în turismul cultural european. De asemenea, susținem cu toată puterea recuperarea patrimoniului înstrăinat al Timișoarei, așa cum a început-o Dominic Fritz cu mult curaj. Este o rușine ca un oraș european să fie jefuit de clanuri și de tot felul de afaceriști de carton care și-au construit averi din exploatarea ilegală a patrimoniului orașului. Nu ne permitem să ne întoarcem la vremuri în care administrația a fost complice la CEJAF. 5. Timișoara, putere economică regională. După București, Timișoara se afirmă drept a doua cea mai puternică regiune economică a României. Ambiția noastră este să catalizăm inovația și prosperitatea în Timișoara pentru următoarele 5 decenii prin folosirea tendințelor și evoluțiilor europene. Într-un context european de reindustrializare și repatriere a producției din China, vestul României, cu Timișoara, care deține o industrie robustă, are o șansă unică. Această oportunitate depinde însă de existența unei administrații deschise, a unui sistem educațional de calitate și a unei comunități care caută prosperitate, nu populism. Timișoara trebuie să-și asume rolul de lider regional, nu doar în zona metropolitană, ci în întreaga regiune Timișoara-Arad, pentru a deveni cea mai puternică regiune din Europa de Est. Am demonstrat deja că ambiția noastră depășește statutul de simplu oraș european. Țintim să redefinim echilibrul pe continent prin valorile și experiența Europei centrale și de Est, adesea ignorate. Invităm pe toți timișorenii de bună credință, nu doar să ne susțină la vot, atât pentru primărie, cât și pentru Consiliul Local, ci și să ne se alăture în această alianță Timișoara Unită ca susținători. O să invit acum pe semnatari să... O să semnez eu primul și apoi o invit pe Ligia Duculescu, președinta PMP Timiș, să ne spune câteva cuvinte și să semneze și ea pactul. Mărturisesc că sunt foarte bucuroasă și onorată să reprezint Partidul Mișcarea Populară în această alianță frumoasă, Timișoara Unită. Noi iubim acest oraș al florilor, micuța noastră Viena, și credem că împreună vom reuși să-i asigurăm un viitor fericit. Această alianță e despre unitate, demnitate, prosperitate. E despre destinul nostru și al copiilor noștri. E despre spiritul nemuritor al Timișoarei și despre vocea martirilor din decembrie 89, ce răsună peste generații. De mâine mai avem 80 de zile până când prin votul nostru vom putea oferi o șansă unică Timișoarei, un nou mandat domnului primar Dominic Fritz și echipei sale minunate pentru a-și duce la îndeplinire viziunea de modernizare și dezvoltare a orașului, așa încât calitatea vieții să ajungă la nivelul mult dorit de fiecare dintre noi. Succes, domnule primar! Eu votez Timișoara Unită și vă mulțumesc că ne sunteți alături! Îl invit acum pe domnul Claudiu Chira, președintele Forța Dreptei Timiș. Bună ziua! Bine v-am găsit!
Am semnat cu inima deschisă acest protocol și în urma întâmplărilor pe care le știți și le urmărim toți în ultimele zile în politica din Timișoara și din Timiș, atât mie cât și echipei mele din Forța Dreptei, ne este tot mai clar că aceasta este echipa în care trebuie să fim. Timișoara nu poate fi condusă de un primar garantat de PSD-iști. Toată viața am fost un luptător împotriva PSD-ului, v-am spus, am luptat deja de 17 ani, lupt împotriva PSD-ismului, nu aș vrea să se instaureze și în Timișoara. Singura opțiune viabilă pentru toți oamenii de dreapta, pentru liberalii din Timișoara, și să scape de umilința de a vota o listă pe care se află, nu știu, Manda, Tudose, Grapini, vă dau N exemple de pe lista de europarlamentare doar a PSD-ului, singura șansă de a scăpa de această umilință este să vină alături de noi în Alianța Dreapta Unită, în Forța Drepte și în Alianța Timișoara Unită. Pot să pun mai mult, mult succes, domnule primar Dominic Friț. Îl invit acum pe domnul Molnar Andraș să ne spună câteva cuvinte din partea maghiarilor din Banat. Mulțumesc! Noi de la Uniunea Democrată Maghiarilor din România, Fiara Timiș, am luat această decizie de a ne alătura acestei alianțe, Alianța Timișoara Unită, pentru că noi credem în aceste principii exprimate prin acest protocol. Noi credem că trebuie să avem un rol activ, noi ca cea mai mare minoritate etnică din Timișoara și din Timiș, trebuie să avem un rol activ în ce privește salvgardarea și dezvoltarea caracterului multicultural al orașului. Noi credem că direcția în care a luat orașul în ultimii 4 ani este direcția corectă. Noi nu vrem să ne întoarcem în timp, nu vrem să mergem înapoi, ci vrem să mergem înainte. De aceea îl susținem pe Dominic Friț în funcția de primar al municipiului Timișoara. Ne bucurăm că putem avea o astfel de alianță și vom face tot ce este posibil ca cei din comunitatea noastră să înțeleagă care este de fapt miza alegerilor din 9 iunie. Înțelegem să formăm un front comun împotriva naționalismului, împotriva extremismului, pentru că credem că nu au ce căuta în administrația din Timișoara. Acestea sunt motivele pentru care semnăm azi protocolul și mulțumim pentru colaborare. Îl invit acum pe domnul Caița Panici, reprezentantul Partidului Liberal Timiș, să semneze protocolul și să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule primar. Partidul Liberal Timiș a luat naștere din Platforma Liberal-Conservatoare, condusă de Raul Ambruș. Le asigur pe domnul primar că va avea toată susținerea organizației noastre. De asemenea, cum am colaborat în cei 3 ani până acum, dorim să colaborăm și în continuare în implementarea schimbărilor benefice pentru orașul Timișoara pe care domnul primar le-a făcut și în conformitate cu mandatul acordat de cetățeni. Cred că Dominic Friț este omul potrivit pentru funcția de primar al Timișoarei, are dinamică și forța necesară pentru transforma Timișoara într-un oraș european modern. Mulțumesc și succes, domnule Friț! Astea sunt cele 5 partide care formează în mod formal Alianța Timișoara Unită, cu care ne vom și înregistra și în această formațiune vom participa la alegerile pentru Consiliul Local Timișoara, deci este doar o alianță pe Timișoara. Pentru Consiliul Județean, de exemplu, vom participa în formula alianței
Dreapta Unită, la fel ca și pentru europarlamentarele. Este însă o alianță care mă bucur că găsește o susținere mai largă, chiar și dincolo de cei care vor candida la Consiliul Local, și mă bucur că astăzi sunt cu noi doi deputați din Timișoara, domnul deputat Ganz din partea minorității germane și domnul deputat Nakov din partea comunității bulgare, și mă bucur că vor să susțină această alianță și în calitate de susținător și acest pact pe care l-am citit, și îl rog acum pe domnul deputat Ganz să ne spună câteva cuvinte și să fie primul semnatar în calitate de susținător ai Alianței Timișoara Unită. Bună ziua, stimate domnule primar, stimați membri ai Parlamentului, stimați colegi, doamnelor și domnilor. În 2020, minoritatea germană, prin reprezentantul său politic, Forumul Democrat al Germanilor din Banat, a acordat lui Dominic Fritz un cec în alb, cunoscându-i activitatea civică, proiectele benefice comunității timișorene. Am fost de părere atunci că e normal să-l susținem, să-i acordăm încrederea noastră. Au trecut mai bine de 3 ani și ceea ce am gândit atunci s-a confirmat. Dominic Fritz este primarul nostru, este un primar foarte bun, un foarte bun administrator, un primar de factură europeană, alături de care este o plăcere și o onoare să reprezinți Timișoara, așa cum s-a întâmplat în repetate ocazii, mai ales anul trecut, când Timișoara, capitală europeană a culturii, a fost, mai ales datorită administrației Dominic Fritz, un mare succes, nu numai pentru Timișoara, ci și pentru România. Dincolo de aceasta, Dominic Fritz însă este un om educat, un om care trăiește efectiv în spiritul Timișoarei, al multiculturalității, multietnicității acestui oraș și acestui spațiu al Banatului. De aceea avem astăzi toate motivele să-l susținem pe el și echipa sa. Credem că merită întru totul susținerea și sprijinul minorității germane, în numele căreia vorbesc, nu numai din punct de vedere personal. Am mandatul Forumului Democrat al Germanilor din Banat de a semna ca susținător această alianță. Din nefericire, Dominic Fritz nu poate fi de iure membru al Forumului German, dar este de facto. Dominic Fritz este unul dintre ai noștri. Vă doresc mult succes, domnule primar, pentru următorul dumneavoastră mandat. Mulțumesc frumos! Îl invit acum pe domnul Gheorghe Nakov, deputat al minorității bulgare. Stimate domnule primar, doamnelor și domnilor, Banatul este una din zonele cu cele mai numeroase minorități naționale din țară, pe locul 1 sau 2, că ne batem cu Dobrogea pentru chestia asta. În acest Banat multietnic, cred că nu există bănățean care să nu cunoască sau să fi auzit măcar de vreun bulgar. Suntem una dintre cele mai vechi minorități. La data respectivă, secolul XVIII, când am sosit noi, Banatul mai era o mlaștină. Deci suntem bulgari, dar suntem și bănățeni. Suntem bănățeni adevărați. Sunt născut la Dudești vechi. Cimitirele de acolo sunt pline de oasele bunicilor noștri. Suntem adevărați bănățeni. Am pus mâna la construirea Banatului. Am avut personalități în Banat. L-am avut pe Marele Episcop Nicola Stanislavici, al cărui mormânt este primul în cripta Domului Catolic. L-am avut pe Marele Primar al Timișoarei, Carol Telbis. Așa că nu-mi permit să vorbesc fără să fiu convins de ceea ce spun. Aș face de rușine generații de bulgari care au pus umărul la construcția Banatului. Am fost primar timp de 12 ani în comuna natală. Sunt și acum membru în Comisia pentru Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului a Camerei Deputaților. Vorbesc în cunoștință de cauză.
Am mandatul Uniunii Bulgare din Banat, reprezentantul politic al minorității bulgare din România, de a semna în calitate de susținător aceasta. Mă scuzați. A venit primăvara. Mulțumesc frumos. Și o fac cu cea mai mare plăcere, cu cea mai mare convingere. Dominic Fritz reprezintă o garanție pentru noi, niște bănățeni adevărați, că nu se va schimba caracterul Timișoarei, aceea de a fi acasă tuturor bănățenilor, inclusiv a minorităților naționale. Vedeți ce se întâmplă în zilele noastre, în țară, peste hotare. Noi suntem o comunitate care și-a dezvoltat propriile mecanisme de conservare a identității naționale, a identității religioase, lingvistice și culturale, așa că opțiunea noastră este, fără dubiu, domnul primar Dominic Fritz. Domnule primar, în calitate de fost primar, apreciez munca dumneavoastră, în calitate de membru a Comisiei pentru Administrație, cunosc cât v-ați bătut pentru Timișoara, calitate de consul onorific, mi-ați făcut promisiunea că și anul viitor veți participa la acțiunile noastre în calitate de primar. Vă doresc să vă îndepliniți acest cuvânt și nu am niciun dubiu că așa va fi. Vă susținem, suntem alături de dumneavoastră, în primul rând și pentru faptul că acesta este semnalul dat de tinerii Uniunii Bulgare din Banat. Este un lucru foarte important, fără tineri nu există viitor, așa că susținem viitorul tinerilor noștri. Mult succes, am convingerea că ne vom revedea la anul în aceleași calități. Succes! Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă sunt întrebări din partea presei, vă stăm la dispoziție. Și da, avem un microfon ca să se audă și la cei care ne urmăresc online. Bună ziua! Trei întrebări foarte scurte. Cine va deschide lista de consilieri locali și cum veți împărți locurile pentru cele cinci partide care formează această alianță? Doi, dacă această alianță va fi și la județ, adică va exista alianța Timișului Unit? Și trei, dintre Alfred Simoni și Alinica, cu cine ați colaborat mai bine în următorii 4 ani, dacă veți rămâne primar? Vă reamintesc că Alfred Simoni spunea septembrie anul trecut că este compatibil cu dumneavoastră. Mulțumesc mult! Prima întrebare, voi deschide eu lista pentru consilierii locali ai Timișoarei, să dăm un semnal de unitate. Voi fi eu pe primul loc, al doilea loc va fi ocupat de Paula Romocean, liderul nostru de grup, și pe locul 3 va fi Ruben Lațcău, actualul viceprimarului al Timișoarei. Restul echipei îl vom prezenta la un alt eveniment, pentru că partenerii nu încă toți au nominalizat oamenii pe locurile lor, dar pot să vă spun că pe locul 7 va fi un candidat al Partidului Liberal Timiș, pe locul 8 va fi un candidat al PMP-ului, pe locul 9 va fi un candidat al UDMR-ului și pe locul 10 va fi un candidat al Forței Dreptei. A doua întrebare, după cum am spus, această alianță este doar pentru Timișoara, pentru alegerile la primărie și la Consiliul Local. La Consiliul Județean vom candida în formula de alianță dreaptă unită, la fel ca și la europarlamentare, deci USR, PMP și Forța Dreptei. UDMR va avea o proprie listă la Consiliul Județean, la fel și ca la europarlamentare. A treia întrebare despre Alin Simonis. Așa se pare că va fi despre Alfred Simonis și Alinica. Se pare că nici nu va mai fi această alegere între cei doi, pentru că Alfred Simonis pare să fie candidatul Partidului Unic PSD-PNL, dacă ceea ce scrie în presă de câteva zile este adevărat și din informațiile mele este, și doar se trage acum un pic de timp pentru a formaliza executarea domnului Nica din funcția de președinte al Consiliului Județean,
ca Alfred Simoni să candideze pentru acest nou partid unic. Eu am spus-o și în trecut și nu este un secret că Alinica nu a fost un partener bun pentru mine, dar a fost președintele Partidului Național Liberal în această funcție, l-am respectat, la fel ca și în funcția de președintele Consiliului Județean. Și eu nu cred că este un semn bun pentru democrația noastră ca el acum să fie executat și să nu mai poată să candideze în favoarea PSD-ului și este doar un semn că de fapt PNL-ul nu există sau nu mai există, cel puțin nu așa cum l-am cunoscut în județul Timiș. Și asta este un lucru ce mă întristează și de aceea vom face o campanie și la Consiliul Județean în care alegătorii județului vor avea o alternativă de dreaptă și real de dreaptă, pentru că nu putem să-l încoronăm acum pe domnul Alfred Simonis, chiar dacă îl stimez personal, nu poate fi încoronat acum regele județului. Trebuie să aibă o opoziție, există o alternativă și această alternativă este Alianța Dreapta Unită. Alte întrebări? O întrebare. În scenariul în care Nicolae Robu va câștiga primăria Timișoara, ce veți face dumneavoastră? Veți rămâne în Consiliul Local sau de ce nu luați în calcul și varianta de a fi viceprimarul lui Nicolae Robu? Știți foarte bine că nu pot să răspund la întrebări ipotetice. Știu că există foarte, foarte multe scenarii. Noi, eu, vom face în următoarele două luni jumătate, cât au mai rămas până 9 iunie, vom face totul pentru a ține Timișoara pe acest drum european și pot să vă și spun că angajamentul meu, atașamentul meu față de Timișoara, fiica mea s-a născut în Timișoara, este timișoreancă și crește vorbind mai multe limbi, atașamentul meu și angajamentul meu este mult mai mare decât încape în funcția de primar. De aceea eu în orice scenariu voi fi un cetățean implicat și fericit al Timișoarei, dar încă o dată în următoarele două luni vom face tot posibilul și toți oamenii pe care îi vedeți aici vor munci zi și noapte ca să nu ajungă Nicolae Robu din nou la butoane și ca să apărăm Timișoara de acest pericol. Am și o întrebare. De ce a venit domnul Raul Ambroș? Că bănesc el e șeful, dacă poți să ne spună domnul Panici. Pot să răspund și eu dacă este. Raul Ambroș este liderul platformei liberal-conservatoare, care este un ONG. Din această platformă s-a născut, așa cum a spus-o și domnul Panici, care se poate spune deja că veți fi candidatul Partidului Liberal Timiș, deci și în această calitate este astăzi aici. La Consiliul Local. Acum 3 luni am luat naștere. Nu sunt membru în conducere. La aceste întrebări o să primiți răspuns la o altă dată. Mulțumesc, dacă nu aveți alte întrebări. Mersi. Da. Candidatul pentru Consiliul Județean, ce se întâmplă? Dar domnul Moș ce mai face? Noi avem la USR, avem sâmbăta votul poi mâine, votul pentru candidatul nostru la Consiliul Județean și în funcție de rezultat îl vom și anunța, asta nu după negocieri și agrementul și partenerilor de alianță, Alianța Dreapta Unită. Cum să spun, în situația în care nici măcar nu știm dacă și pentru cine președintele în funcție va candida,
la alegeri cu două luni înainte, cred că nu este de mirare că și noi prospectăm scena politică. Încă o dată vom veni cu un candidat puternic care va fi o concurență reală pentru Alfred Simonis.